Aproximativ 65.000 de pensionari primesc de astăzi pensii mai mari pentru limită de vârstă și dizabilitate. De majorare vor beneficia persoanele care au ieșit la pensie în anii 2009, 2010 și 2011. Majorarea pensiilor va fi diferențiată în funcție de anul stabilirii acesteia și de venitul realizat de persoană. 58.000 de beneficiari vor primi pensia pentru limită de vârstă majorată cu circa 255 de lei. Este mărită în medie cu 274 de lei și pensia pentru dizabilitate pentru 6.400 de persoane. Pensionarii se bucură că vor primi mai mulți bani, susțin însă că majorarea este nesemnificativă și nu-i va ajuta să trăiască mai bine. Foarte bine că se mărească, desigur, dar cât nu s-ar mări totdeauna când or să fie cele care trebuie să omul să discurce pentru problemele care le are, pentru mâncare, știți bine doar ce se întâmplă la noi. Pensia atât de mizeră că cât nu-ar mări o e, cât nu s-ar, nu știu cât trebuie să o mărească ca să, că pensionarul celălalt care are, de exemplu, 700 de lei sau 800, să trăiască o viață decentă, așa cum a muncit el o viață întreagă. E foarte puțin. Pensie pentru noi că trăim, să ne îngrijim și comunale să plătim, foarte puțin. Foarte puțin de a trăi cu cam 900 și să mai primesc 200. Foarte puțin. Cine vrea să știe pentru oameni, trebuie să socoate cum trăiesc oamenii și trebuie de plătit și dau 200 de lei. Este. Și pot de cucurat de 200 de lei. Valorizarea etapizată a pensiilor este prevăzută de reforma sistemului de pensii adoptată la sfârșitul anului 2016. În cadrul primei etape, implementată de la 1 aprilie anul curent, au fost valorizate pensiile stabilite în anii 2001-2008 pentru 68.000 de beneficiari de pensii pentru limită de vârstă și circa 15.000 de beneficiari de pensii de dizabilitate.